Bună ziua! După cum știți, în urma discuțiilor care le-am avut cu foștii selecționeri la această categorie de vârstă U21 și U20, nu am ajuns la o înțelegere pentru a continua contractele și atunci am hotărât ca să luăm să începem un nou drum cu doi antrenori, zic eu, valoroși, care reprezintă două generații diferite în fotbalul românesc, dar care fiecare din ei și-a demonstrat capacitatea de a gestiona o astfel de situații. În primul rând vreau să le mulțumesc atât lui Florin Bratu cât și lui Bogdan Lobonț pentru activitatea care au avut-o la federație și să le urez succes în continuare, pentru că mi se pare normal să fie așa. Chiar să cred că, la fel ca ceilalți care au fost până acum în circuitul Federației Române de Fotbal, vor ajunge să pună probleme în lumea antrenoratului în alte părți, așa cum face Contra la ora actuală, face Rădoi, cum face Mutu, cum fac Văsâi, cum o să facă Văsâi, pentru că vorbim și de selecționerul care a fost la U19. Suntem mândri că putem să dăm în circuitul antrenorilor români oameni care demonstrează că au valoare și potențial, pe care îl constatați și dumneavoastră. De ei doi ce să vă zic, cred că îi cunoașteți. Emil mi-a fost adversar de multe ori în prima ligă, în România. El a activat doar aici, nu? Niciodată n-ai fost în străinătate. Nu, ca antrenor. Eu am mai plecat, după ce ne-am văzut la un turneu de sală. Cred că la Sibiu. La Sibiu. Exact. Cu Pastalinț, care se numește. Da. Erai la Craiova, atunci și eu la Național. Și cu rezultate notabile la nivelul la care a antrenat în Liga 1, la fel și Daniel, un antrenor tânăr. Amândoi cu un CV impresionant din punct de vedere al activității, atât ca fotbaliști, dar eu sper că și în viitor ca antrenori la loturile naționale. Emil a mai avut posibilitatea să aibă o astfel de experiență, an de zile aici la Federația Română de Fotbal, deci nu e o noutate pentru el. Așa că, ce să vă mai spun? Este prezentarea, argumentele care au dus la desemnarea celor doi sunt foarte multe, pentru că au fost foarte bine analizate toate aspectele de către toți cei care au participat, în principal membrii ai Comisiei Tehnice. Eu vreau să le urez baftă multă și să dea Dumnezeu să-i bucura și pe cei din sală și pe noi cu ce o să realizați în continuare la echipele naționale. Domnul, mulțumesc! Bun, speech-ul meu nu o să fie foarte lung, pentru că nici nu cred că aș avea prea multe de spus astăzi. În rest, aș vrea să mulțumesc Federației Române de Fotbal, că s-a gândit la mine pentru investirea în această funcție. În rest, va fi o muncă dificilă, pentru că chiar dacă inițial ne gândim că un turneu final este peste un an de zile, aproape un an de zile, să știți că acțiunile pe care le vom avea până în perioada respectivă sunt foarte puține la număr. Deci vor fi decât trei întreruperi cu câte două jocuri amicale. Deci vor fi 6 meciuri amicale. Este o responsabilitate foarte mare și pentru mine, chiar stăteam și mă gândeam și am spus asta și conducătorilor federației, pentru că în momentul în care antrenezi o echipă de club, reprezinți o grupare, un oraș, o regiune și poate și alți suporteri care mai sunt în țară. Dar în momentul în care antrenezi una dintre echipele naționale, indiferent că este de junior, de tineret sau U20 sau prima reprezentativă, consider că reprezinți o națiune și de asta cred că responsabilitatea este mult mai mare.
În rest, ce aș putea să vă spun, am intrat puțin în contact cu stafful care a fost și înainte la U21. N-am avut prea mult timp să discutăm. De altfel, în zilele următoare, eu aș vrea să-l sun și pe Florin Bratu, pentru că fiind antrenor principal la această echipă, la echipa națională de tineret un an de zile, a lucrat cu un grup mare de jucători cu care probabil că în mare parte o să lucrăm și noi de acum încolo, iar el cred că este în măsură, nu neapărat să-mi dea niște sfaturi, dar să-mi explice o stare de fapt. În rest, referitor la programul pe care l-are echipa națională de tineret, știu că începem cu două amicale foarte puternice, cu două echipe, Spania și Olanda, care reprezintă în materie de posesie, în materie de gestionare a jocului, poate principalele forțe din Europa. Ca să fiu sincer, mi-aș fi dorit ca aceste două jocuri să nu fie 1 și 2, să fie 3 și 4, deci să mai avem o acțiune la dispoziție înainte de aceste două jocuri cu două echipe de calibru. Dar până la urmă asta este situația, echipa națională de tineret, din punctul meu de vedere, atât cu Mirel Rădoi, cât și cu Adrian Mutu, a reușit în ultima perioadă rezultate și performanțe pe care ni le doream cu toții și la nivel înalt. Ne dorim să reușim același lucru și cu această generație. V-am zis, o să monitorizăm în perioada imediat următoare, pentru că timpul ne presează, mai avem o lună de zile până la prima acțiune, o să monitorizăm toți jucătorii, o să rămânem în contact cu antrenorii de la cluburi permanent, pentru că până la urmă cu toții ne dorim o creștere în valoare individuală a jucătorilor tineri și, bineînțeles, o creștere în valoare colectivă a fotbalului românesc. Nu știu în rest dacă aș mai avea prea multe de spus, nu știu cum procedăm cu întrebări sau așteptăm. Domnul Pancu, noastră. Bună ziua, țin să le mulțumesc celor din federație care s-au gândit la mine. Sper să nu le înșel așteptările și încrederea. E o zi de mare bucurie, e o postură care mă onorează și mă responsabilizează, pentru că trăind emoțiile jocurilor în tricoul echipei naționale, la juniori, la tineret și la echipa mare, a venit ziua în care antrenez o selecționată a României. Sigur, vorbim aici de un lot intermediar, de un lot formator, practic sunt al treilea antrenor, pentru că primul și șeful meu, așa între ghilimele, este Emil, care... Scuză-mă că te întrerup. Da. Deci nu, eu nu sunt șef niciodată. Colaborăm. Deci suntem colaboratori. Așa. După care urmează antrenorul de la U19, care la fel are jocuri oficiale. Eu voi fi nevoit să mă descurc, să antrenez jucătorii, să le transmit acea stare care cred eu că în unele momente lipsește la responsabilitatea de a îmbrăca tricoul echipei naționale și îmi doresc ca la sfârșitul acestui mandat să promovez cât mai mulți jucători la naționala superioară, adică la Under 21. Întrebările dumneavoastră, dar am să vă rog să folosiți microfonul pentru a le adresa. Domnule Stoichiță, dacă ne puteți da câteva lămuriri legate de modul în care, de ce s-a terminat până la urmă contractul lui Florin Bratu, care au fost micile puncte de care a spus că nu v-ați înțeles asupra contractului și legat de faptul că în momentul în care a fost prezentat Florin Bratu, s-a spus de faptul că e un contract pe 2 ani și chiar obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice din 2024. Nu, era un contract cu drept de negociere după un an de zile, după o discuție pe care urma să o avem împreună, o analiză pe care am făcut-o împreună. Ce pot să spun? Nu pot să-ți dau clarificări foarte clare. Nu ne-am înțeles pentru a merge împreună în continuare, ne-am despărțit prieteni,
cum am fost tot timpul și suntem și acum. Ăsta este adevărul despre ce s-a întâmplat în relația cu Florin, Federația Antrenor. V-am spus, nu e vorba de niciun fel de nemulțumire în privirea activității lui, care a fost extrem de profesională tot timpul. Ca selecționer, ce să faci? Să urmărești jucători, să-i aduci. Nu uitați că la U21 el a avut și o situație ingrată, dacă se leagă cineva de rezultate. O situație ingrată tot timpul, a trebuit să dea jucători la echipa mare. Anul acesta a fost și, nu pot să-i spun ghinion, norocul ca selecționata de U19, care putea să fie un furnizor, sunt jucători foarte buni ca și acolo, știți foarte bine, a avut și activitate oficială, campionatul european, turneu de elită, mă rog, toate celelalte. Așa că, nu știu dacă ați zis, dar când au spus ei că principalul obiectiv al nostru este promovarea la, unde suferim, la echipa mare, de jucători la echipa mare. Și atunci toată activitatea lor, poate uneori, chiar dacă este pusă în detrimentul rezultatului, este de fapt o activitate de creștere a unor individualități care poate să ne dea rezultat și la echipa mare. Și atunci există frustrări în momentul în care Edi alege jucători de la U21 sau poate de la U20, s-ar putea întâmpla, nu știu, e treaba lui ceea ce face. Și atunci rezultatele lor în meciurile pe care le au, chiar dacă au avut un caracter amical anul ăsta, să spunem, toate, și de la U20 și de la U21, pentru că așa a fost, normal că îți dorești să câștigi, dar dacă nu ai ceea ce gândești tu și cu două săptămâni, trei săptămâni înainte se perturbă activitatea prin lipsa unor jucători pe care ai vizat, la care merg și joacă în altă parte, s-ar putea ca rezultatele să nu fie pe măsură. În orice caz, ți-am spus, nu ne-am înțeles asupra unor probleme pe care le-am discutat. Am strâns mâna și ne-am luat la revedere într-un modul cel mai sportiv cu putință. Daniel, este pentru tine un cadou frumos de ziua ta? Da, se poate spune și așa. Am stat mult timp în afară, pe bară. Este vina mea principală, pentru că am avut câteva oferte după despărțirea de Poliaș. Le-am refuzat, fiind la început. După care am mai ieșit de câteva ori pe locul 2. Am învățat mult din perioada asta în care am stat acasă. Am avut posibilitatea să fac cam ceea ce o să fac și în poziția asta de selecționer, adică multă muncă analitică, fiind implicat și la o televiziune de sport, urmărind meciuri, urmărind jucători. Mi-am făcut deja și programul pentru etapa asta de Liga a doua, unde voi viziona pentru primele mele trei jocuri. Mai grea viața de selecționer, pentru că nu stai non-stop în iarbă, cum se spune, mai bine și cu birou. Toți antrenorii își doresc să antreneze zi de zi, mai ales când este vorba de jucători tineri. Jucătorii tineri, într-adevăr, e cum o să fie și cazul meu, pentru a le îmbunătăți performanțele, toate performanțele și cea sportivă, plus educația, mentalitatea, care necesită mult timp în afara antrenamentelor, suferi din punctul ăsta de vedere. Dar voi merge la cluburi, voi merge la academii, voi ține legătura cu antrenorii și selecția o voi face mult și din ceea ce îmi vor spune ei despre jucători. Domnule Stândoi, cum este noua generație acum? Generația tânără. Bun, noi sperăm să fie în creștere de la o generație la alta. Nu? Ce aș putea să vă spun? Să știți că și mie îmi place să lucrez cu jucători tineri. Eu știu, un exemplu pentru acest lucru poate este și faptul că atunci când am fost la Târgoviște, în primul campionat în care am antrenat, cred că jucam permanent cu 3 jucători sub 21 de ani. Poate chiar 4 la unele meciuri. În rest, eu cred că noi românii suntem talentați. E adevărat, exact cum spunea și Daniel puțin mai înainte, poate apar unele probleme atunci când se face trecerea de la juniori și de la tineret către echipele mari, către seniorat.
Cred că această perioadă este foarte importantă și de asta cred că și munca pe care noi o trebuie să o depunem, atât eu cât și Daniel, trebuie să fie și în plan mental. Pentru că v-am spus, cred, cu relativa experiență pe care o am, cred că jucătorii tineri, din momentul în care trec de la juniorat și tineret la echipele de seniori, pot să aibă o perioadă de stagnare, pot să aibă o perioadă de progres sau pot să aibă, Doamne ferește, chiar o perioadă de regres. Deci de asta cred că trebuie gestionată foarte bine această perioadă și în momentul de față noi ne ocupăm de jucătorii jucătorii tineri cu cel mai mare potențial din campionatul nostru și nu numai, pentru că unii sunt plecați în străinătate și din acest punct de vedere responsabilitatea noastră este și mai mare. Daniel, cum e generația TikTok în opinia ta? E diferită mult de generațiile noastre, e clar lucrul acesta, dar trebuie să ne acomodăm, suntem obligați să ne acomodăm, noi să înțelegem pe ei, nu ei pe noi. Doar că fotbalul rămâne același, cerințele sunt aceleași. Sunt mulți din străinătate, sunt mulți din ligile inferioare, dar sunt jucători care vor avea posibilitatea să joace împotriva celor mai buni jucători din Europa la vârsta lor. Domnule Stoichiță, s-a încercat acum o nouă metodă de a alege selecționerul la sub 21. Mă gândesc că domnul Sandoi e un antrenor cu experiență, ținând cont că vine și campionatul european de la anul. Și cei ultimii trei selecționeri de la U21 nu au avut prea mare experiență. Au confirmat. E adevărat, dar nu aveau la nivel de... Au confirmat, dar asta înseamnă că alegerile sunt bune. Probabil că și alegerea unui selecționer cu experiență este o alegere bună. Nu știu dacă este o regulă a alege cu experiență sau cu mai puțină experiență, pentru că dacă stai bine să te gândești, sunteți foarte tânăr și dumneavoastră și ați început acum meseria asta de jurnalist. Dacă nu vă dădea cineva această posibilitate, când o să aveți experiență? Decât după ce o să o acumulați acum, când mă întrebați pe mine și pe ei câte ceva. Așa că fiecare, pentru fiecare există un început. Pentru Emil a început mai de mult treaba asta a fi selecționer. Pentru Daniel, uite, este momentul în care are șansa să ajungă așa cum au ajuns și cei dinaintea lui, cei tineri și fără experiență, antrenor care acum par indispensabil diviziei A. Par indispensabil, rețineți ce vă spun. Și mă bucur pentru treaba asta. Chiar dacă n-au avut experiență în momentul când au fost numiți la echipa de tineret sau la echipa națională mare, cazul Rădoi, cazul Mutu, cazul Contra, care nu mai fusese selecționer, fusese doar antrenor de club. Foarte tineri, da? Dar asta nu înseamnă că trebuie să eliminăm din ecuație și situația lui Emil. Cine știe, poate mâine, poi mâine mă apuc și eu de antrenor. Nu se știe niciodată, știi ce ți-o tără viața. Păi nu. Dar chiar ați antrenat în ultima perioadă și cu succes la da. Jocul echipei naționale de tinere. Nu, o întâmplare, că n-a fost mult atunci. Dar nu, eu nu cred, să revin la subiect, nu e o regulă. Cred că este o chestie care trebuie să aibă la bază niște criterii de profesionalism pe care trebuie, vrei nu vrei, trebuie să le analizezi și de feeling. Dacă ai feeling, atunci simți. Să ți-l dă terenul, știi? Dacă îmbin treburile astea, inspirația cu, știu eu, criteriile de bază care stau în alegerea unui antrenor, atunci sigur că nu o să pierzi. Mă rog, mai intervine și faptul că trebuie să ai și fotbaliști buni, dar în ultima vreme se pare că România, la nivel de junior, tineret, au avut generații care, într-adevăr, au reușit să pună probleme la competițiile la care au participat. Și simbioza asta antrenori, jucători tineri a fost una reușită, zic eu, în ultima vreme. Sper să o transferăm mai sus. La noi, v-am mai spus eu odată într-un interviu, pentru mine marea problemă este ce se întâmplă după ce este sub umbrela regulii U21. Este întrebarea vieții mele. Pentru că dacă reușești să
între cele mai bune echipe de pe continent, cum a fost o Anglia, cum mă rog, egal Germaniei, egal Olandei, am bătut Anglia, am bătut Croația, am fost egali Franței. De ce nu se întâmplă același lucru și în continuare? Asta este pentru mine o mare enigmă. Și sper să depășim acest moment. Asta este, de fapt, principalul țel al strategiei pe care a emis-o Federația Română de Fotbal anul trecut. Să vedem. Sper să reușim. Sper să nu fim uncit degeaba. Domnule Stoichiță, ne puteți prezenta concret contractele în sensul de durată și obiective ale celor doi selecționeri? Contractele sunt confidențiale, dar vreau să vă... Haideți să facem puțină lumină, pentru că ei nu au fost foarte clari în a explica ce și cum. Deci, s-o iau de la U20. Daniel își încheie activitatea de antrenor al echipei de U20 în luna martie, nu? Sunt ultimele jocuri în luna martie, jocuri amicale. După care se va alipi stafului lui Emil Săndoi, ca să pregătească împreună cu el, și este normal să fie așa, pentru că vor fi jucători de la U20 care probabil vor face pasul la echipa de U20. M-au auzit sau nu știu? Am așa o să, dar vorbesc destul de tare, ca pe teren. Se va alipi stafului lui Emil Săndoi și va participa efectiv la construcția echipei pentru turneul final din vara viitoare. Dreptul de renegociere este după campionatul european, nu? Parcă așa scrie în contract, nu? Sau cam așa ceva, da. Nici m-am uitat la contract. La nici. Ceva în genul ăsta. Deci, astea sunt datele concrete ale acestor lucruri. Ce au semnat e treaba lor, pentru că ei sunt împreună cu avocatul, cu asta nu e treaba mea. Eu le-a zic, uite, astea sunt obiectivele. Păi obiectivul concret este o calificare în semifinale la campionatul european de tineret. Asta este obiectivul concret. Să fie foarte clar, adică nu poți să-ți impui un obiectiv mai jos decât ai fost acum 2 ani sau 3 ani, cât au trecut, dar 3 ani de zile, nu? Și în Ungaria eu consider că Mutu a fost la un pas de 2-3 goluri, nu știu care a fost diferența, nu mai am aduc aminte, de calificarea în semifinal. Sau nu în semifinal. Ba, în semifinale, că urma să fie în vară. Fapt, a fost un turneu final împărțit în două perioade distincte. Deci asta este, ca să fim foarte, foarte corecți, pentru că jucăm acasă, dacă va mai fi emulația care a fost în Italia, pandemia a întrerupt acel entuziasm, pentru că nu puteai să participi la meciuri în Ungaria, dar dacă va mai fi emulația care a fost în Italia, în jurul echipei naționale de tineret, eu cred că nu o să avem probleme. Uitându-mă și la lista aia, nu mă întrebați de acum ce va fi, dacă vom lua jucători de la echipa mare să-i folosim, care au dreptul să joace la U21 în acea perioadă. Nu, încă nu putem să spunem nimic sigur. Să vedem, să ajungem până atunci. Și cred că cu ce văd eu acum și ce am stat de vorbă cu ei amândoi astăzi, prezentându-le lista de posibil selecționabil pentru toate echipele de U20 și U21, cred că putem să facem un grup puternic. Avem jucători talentați care văd că în ultima vreme și la nivel internațional, la echipele lor acum, ce am văzut, incluzând și chiar Sepsi în treaba asta, îi felicit și pentru prezența lor în aceste calificări pentru Conference League. Cred că avem jucători care într-adevăr pot să pună probleme la nivel european. Acum de aici încolo intervine antrenorul, antrenorii amândoi, care vor trebui să-și construiască grupul în funcție de ceea ce vor să facă și ceea ce viziune au asupra, mă rog, când nu mă ajunge să vedem și ce grupe suntem, cu cine suntem, cum îți construiești strategia, pentru că atunci gândești cu totul altfel. Acum vorbim prea mult despre viitor, dar vă spun așa, cam care vor fi pașii pentru ce se va întâmpla în vară în România. Domnule Stoichiță, chiar dumneavoastră spuneați mai înainte despre entuziasmul din jurul naționalei U21, o bună perioadă.
Este totuși foarte multă lume care perpetuează ideea asta că noi dăm atenție națională U21 pentru că nu avem rezultate la Naționala Mares. În ce măsură sunteți de acord? Și aici la Șurgaș pe domnul Sândoi să răspundă și dacă crede că astăzi este o mai mare atenție spre Naționala U21 decât acum câțiva ani când erați dumneavoastră acolo, cu 9 ani sau cât au trecut. Eu nu cred că nu dăm atenție Naționalei Mari, dăm o atenție... Nu, dăm foarte multă atenție Naționalei U21 față de alte naționale care nu o fac pentru că au rezultate la Naționala Mare. Sunt mulți care... Păi neavând rezultate la Naționala Mare, cred că noi trebuie să ne legăm în primul rând de ce am putea să avem în viitor, nu? Nu știu ce va fi în toamna asta, cum va gestiona ei din momentul Finlanda-Bosnia, da? Dar cred că am vorbit acum 2 luni, când a fost perioada din iunie, nu? Toți schimbăm antrenori, dar cu aceleași rezultate atunci. Dacă acei antrenori care pleacă de la Federația Română de Fotbal și au rezultate în alte părți, te pune pe gândul treaba asta. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la ce extragem din Naționala de Tineret să dăm către Naționala Mare. La ce creștem în continuare să dăm de la U20 la tineret. Și uite așa, să creăm un ciclu în care să putem să devenim competitivi și la ultimul nivel. Așa văd eu lucrurile. Cred că și Edis o să-și construiască. Cred, n-am discutat încă în faza de observare și de monitorizare. Să-și construiască strategia și tot ceea ce vrea el să facă acolo la lotul național în funcție de ce a observat și în urma unei analize pe care el trebuie să-și o facă, să ne-o prezinte și să vedem ce și cum. Pentru că în momentul ăsta e foarte important. Finlanda, Bosnia. Ăsta spune, știu eu, domne, o luăm pe un drum sau pe altul. Nu știu. Asta e problema antrenorului, nu e problema mea. Problema mea este doar să o analizez și eventual să o aprob sau să nu o aprob, împreună cu conducerea federației. Atât. Și cu, bineînțeles, comisia tehnică. Nu sunt eu Dumnezeu fotbalului. Comisia tehnică este raportul în fața federației. Fața președintelui și a tuturor celorlalți. Pentru că trebuie la un moment dat să avem un moment în care noi toți spunem că reconstruim, dar reconstruim și nu prea avem rezultate la nivel de echipă națională. Să ne fixăm, să vedem, domne, suferim un an de zile, suferim 2, suferim 5, nu suferim deloc, nu știu ce va fi, că nu sunt micitor în stele. Da. Asta e logica. Așa văd eu. Bun, mie mi-e greu să fac o analiză a primei reprezentative, pentru că nu sunt în măsură eu să o fac. În rest, ce aș putea să vă spun, să știți că vorbeam puțin mai înainte de această trecere de la tineret la prima reprezentativă. Să știți că nu de fiecare dată o generație care obține rezultate bune la tineret poate imediat să aibă rezultate bune și la prima reprezentativă. Este o diferență. Trebuie să mai treacă ceva timp și după aceea poate că se vor repeta rezultatele. Dar e vorba de ceva timp, nu se poate peste noapte. Deci din punctul ăsta de vedere, mulți jucători de la echipa de tineret care au avut o evoluție bună în Italia, după aceea în Ungaria, iar la fel, au făcut pasul către prima reprezentativă și este un aspect pozitiv aici, pentru că sunt mulți jucători tineri în angrenajul primei reprezentative, dar e un aspect pe care ni-l dorim și noi, să știți, ca din această generație o serie de jucători să promoveze la prima reprezentativă și cu un nucleu de jucători de talent și care au și o experiență internațională în spate, pentru că este foarte importantă, să se crească nivelul fotbalului românesc până la urmă, pentru că asta vă dori și dumneavoastră, asta ne dorim și noi. Domnule Sândoi, cine vor fi liderii naționalei dumneavoastră? Poftiți? Liderii naționalei dumneavoastră, cine vor fi? Să știți că și la echipele de club la care am fost, nu mi-a plăcut să dau nume, pentru că nu vreau să dezavantajez pe cineva. Este un fond de jucători care joacă în prima ligă și ăsta este un aspect pozitiv
pentru fotbalul românesc. Să știți că rezultatele jucătorilor tineri care joacă totuși de câțiva ani, probabil că se vor vedea în viitor. Vorbeam și puțin mai înainte de timp. Deci există un fond de jucători bun, cred eu, talentat, jucători pe care eu îi urmăresc și i-am urmărit în permanență, pentru că i-am avut pe unii dintre ei adversari, pe alții care au ajuns la prima reprezentativă, i-am antrenat în trecut la echipa națională de tinere și m-am bucurat de fiecare dată de rezultatele și evoluțiile pe care le-au avut. Sperăm ca alegerile noastre să fie cele mai bune în această perioadă și, bineînțeles, din punct de vedere al colaborării cu jucătorii, nu cred că vor fi probleme, pentru că, din câte știu eu, sunt băieți receptivi. Pentru ambii selecționeri, cum vi se pare acest obiectiv? Pentru că veți fi împreună la Euro, semifinală, la European, având în vedere și rezultatele din ultimele partide ale tineretului și mai ales, așa cum spuneați, sunt puține acțiuni până la European. Da, să știți că nu vreau să comentez ultimele rezultate pentru că nu este treaba mea. Și chiar nu o să fac niciodată referire la acest aspect, să știți. Pentru că îmi respect colegii, amicii, prietenii din lumea fotbalului și am așa o stimă deosebită pentru toți cei cu care colaborez, eu știu, sau mă întâlnesc în fenomenul fotbalistic. În rest, exact cum spunea și domnul Stoichiță puțin mai devreme, fiecare dintre noi își propune de fiecare dată să se autodepășească. Și cred că dacă nu ne propunem obiective îndrăznețe, nu cred că le vom atinge niciodată. Considerați că este și un obiectiv realist? Take football. Asta rămâne de văzut. Domnule Stoichiță, v-am auzit de multe ori vorbind critic și poate pe bună dreptate la adresa cluburilor din Liga 1, care schimbă foarte repede antrenorii, n-au răbdare cu ei, v-am auzit vorbind de strategie, de continuitate. Ce semnal dă federația în acest sens când schimbă un selecționer la mijlocul unui proiect? Și nu e vorba de numele selecționerului, ci de principiul în sine. Ținând cont de mândru a unui selecționer pe care o cunosc foarte bine, știi? Eu am avut activitate, cred că cele mai multe echipe naționale, probabil, în istoria României, antrenate de către cineva. 5. În primul rând, munca lor acum se bazează pe observație, pentru că, până la urmă, acești jucători pe care o să-i aibă în cele două ferestre în care sunt programate meciuri la nivelul echipei naționale U21, vor fi concludente pentru, știu eu, definitivarea unei idei de joc, a unui modul, a unui modul tactic. Astea sunt lucrurile importante. Cel mai important lucru este, pentru mine, din punctul meu de vedere și din punctul lor de vedere din ce am discutat, este forma sportivă a jucătorului. Da? Acești jucători, cred că, revenind la ce mi-ai spus la început, continuitatea unui antrenor probabil că îi dă și continuitatea unei forme sportive deosebite a unui jucător care joacă la o echipă cu rezultate, să zicem, nu? Rezultate care sunt destul de consistente. Și atunci aici arta lor va fi de a urmări acești jucători și de a-i selecționa și în funcție de prezențe, de continuitatea lor în teren, nu o etapă, da și trei, ba, mă rog. Bine, acum regula de U21 obligă fiecare echipă să aibă doi jucători pe parcursul unui meci, nu în teren de U21. Dar am văzut, așa cum a făcut și Emil, așa cum a făcut și Daniel la Rapid, ai promovat foarte mulți juniori, foarte buni. Înțelegi? Nu se poate spune că ei nu sunt deschiși a unei observări foarte atente acestor jucători. Eu, normal, îmi doresc ca ei să fie conștienți de ce presiune va fi și asupra lor vara viitoare.
pentru că meciurile nu vor mai avea un caracter amical, în care acum poate la Florin, cât a fost antrenor, și la Lobby, când au venit, n-au fost atât de concentrați și atât de motivați cum au fost, știu eu, în Ungaria sau în turneul în Italia sau la meciul cu Portugalia, când ăla a fost primul pas spre calificare, înțelegi? Meciurile amicale sunt altceva. Nu sunt chiar răspunsul obiectiv la ceea ce îți dorești tu. E, acum, ideea de joc poți să o definitivezi în meciuri amicale. Poate motivația și dăruirea lor nu este cea pe care o au în meciuri oficiale. Și atunci ei cântăresc ce și cum, și mai ales în observarea lor la cluburi, unde și eu mi-aș dori ca antrenorii să trăiască mai mult. Vă întrebasem mai mult de ce a fost în trecut, de ce s-a făcut un contract doar pe un an când proiectul era de 2 ani și care au fost până la urmă totuși nemulțumirile concrete, lipsa rezultatelor dinamicale, modul în care s-au promovat jucători, asta nu a fost clauze financiare la care niște probleme care sunt de uz intern, nu se pot face publice. N-ar trebui o transparență din partea federației din transparență este în momentul în care semnezi un contract fără detalii financiare, nu așa la capăt, la sfârșit nu fac, noi nu facem un scandal din lucruri care poate s-au desfășurat în mod civilizat, între noi și Bratul, de exemplu, sau între noi și Lobby. Astea sunt niște probleme interne pe care noi le analizăm împreună cu cel cu care facem contractul. Și atât, altceva nimic. Mulțumim. Cu plăcere. Mulțumim frumos.